Din păcate n-a fost o surpriză că Sony a plecat, mă așteptam cumva, deși nu-mi doream să plece el. Este un băiat de nota 20, l-am cunoscut mai spre final acum, își dorea foarte mult să fie în această competiție și din ce am văzut eu chiar a progresat. Dar iată că inevitabilul s-a întâmplat, Elena probabil are mult mai mulți susținători acasă și a plecat Sony. Mă, eu mă așteptam să plece Sony, cred că mulți dintre noi. Nu, trebuie. Și eu mă așteptam, dar nu-mi doream să plece nici Sony, nici Elena. Sunt sigur că Sony ar fi demonstrat mult mai multe în competiția Survivor decât a avut timp să o facă până acum. Pentru mine este un exemplu. Le-am zis și colegilor mei, este un faimos cu o mentalitate de războinic. Mi s-a părut un exemplu, Sony, după bune acum. Și că a intrat așa accidentat și a revenit și vorba un faimos cu mentalitate de războinic. A intrat pe traseu și accidentat și a creat, o nouă tehnică de a arunca la țintă, că nu mai putea, că avea mâna bulită. Eu cred că faimoșii, majoritatea își doreau să rămână Sony decât Elena. Da, clar. Adică nu te citești pe fețele lor când s-a aflat cine pleacă acasă. Bă, singurul care a fost Ghiță, care a zâmbit când a zis Sony. Pentru că cred că se aștepta și ironic. Da, ironic, clar că ironic, da. A fost, nu știu, și așa. Este Sony Flame. Deci se pare că Ghița al nostru este o domnișoară care merge acolo unde este bine. Când simte că are susținere din partea unora, se dă cu ei. Când a pierdut și pleacă unul acasă, cum a plecat Grațiela și rămăsese doar el cu Yemi, probabil și-au zis amândoi, bă, fiecare pe cont propriu. Și Elena mi se pare o fată corectă și sinceră și Cezar mi se pare un om corect și sincer. Da, toți ți se par că sunt ok. Și vreau să văd unde e adevărul, asta frate, zic că și eu, că adevărul nu-i nicăieri. Auzi, știi care zice ce? Un lucru e clar. Fata asta, Elena, bă, dacă a rămas e în competiția asta de 3 luni de zile și a trecut prin 3 consilii. Discuțiile dintre Elena și echipa ei îmi par interminabile și tare curios sunt să văd când o să ne unificăm. Să văd și eu care e adevărul și unde e adevărul. Nu că mi-aș dori foarte tare, nu o să-mi consum multă energie pe lucrul ăsta, dar eu merg prin principiu. Din moment ce Elena a rezistat 3 luni de zile în competiția asta, care este una destul de grea, și publicul a ținut-o aici alături de faimoși, înseamnă că un sâmbure de adevăr există și în tabăra ei. Nu vă obosiți prea tare să vă implicați. Bă, ia vino mă să-ți povestesc. Așa dacă ne încărcăm acum, fiecare va face cum va dori. Da, dar probabil vor fi de astea, că sunt sigur. Băi, mi-a vreo puțin mă să-ți zic ție. Bă, ăla ia vreo să se facă grupulețe și tot felul de chestii. E clar că s-au întors toți împotriva Elenei. O să vedem și noi ce se întâmplă. Sunt foarte curios, dar mai curios sunt de competiție și de ceea ce va fi în continuare la Survivor. Nu e neașteptată decizia publicului de a păstra pe Elena, pentru că eu când am votat pe Elena, am și zis, când am pus bilețelul și am vorbit cu publicul, am și zis, e strategic, oricum nu o să pleci. I-am spus clar. A plecat Sony? Bă, una peste alta, Sony rănit așa cum a fost, a adus puncte, a arătat că a tras de el, s-a sacrificat, da. Exact, că are ambiție. Soția și cu fata lui, cum a zis, sper să fie mândră de el. Sunt puternică, trebuie să trec peste asta. Mă doare că a plecat un om bun și că oameni ca Sony trebuiau să fie în echipa noastră. Cei de acasă au văzut ce fel de om este el și că soția și copilul lui sunt mândri, că asta își dorea de fiecare dată. Fie, da. Și așa cum am promis față de el, când o să ieșim de aici, chiar o să fac o piesă. Vedem și cu Emi și cu toată, facem așa ceva frumos, pentru că merită să păstrăm o amintire după toată experiența asta, indiferent prin ce trecem aici. O am pe Emi, o văd la fel de puternică și o văd la fel de sinceră ca mine
chiar dacă este mai tânără, văd un potențial enorm în ea și am spus treaba asta și sunt convinsă că o să fie o luptătoare. Trebuie să fim pozitivi în continuare, că trebuie să mergem mai departe. Avem de mâncat jocuri, împreună, avem de supraviețuit împreună. Jocuri, alte imunități, alte multe. Acum nu știu ce va face Elena, eu sper să-și revină, că e cu noi, trebuie să mergem înainte. Că vrem noi, că vrea numai, asta n-are nicio importanță. Trebuie să câștigăm. Felicitări fiecăruia dintre noi, pentru că e greu, frate. Elena, ai mai trecut un consiliu ăsta al patrulea. Sunt. E clar, de acum încolo, când ne facem griji, te trimitem pe tine cu altcineva, în caz asta că... Asta e obișnuință deja. Aia zic. Voi încerca să fac tot ce-mi stă în putință, să mă reintegrez în grup, așa cum am încercat să o fac de fiecare dată după orice consiliu la care am fost nominalizată. Sunt conștientă că rolul meu aici nu este să fac parte cu nimeni și să creez un dezechilibru. Ce zic, hai să ne pregătim, hai să mergem, că mai avem de adunat copos, că sunt leșinați. Nu mai avem de mâncare, ca să știți toți, s-a terminat rația. E groasă, știu. E groasă, rău. Asta e, mergem mai departe, acum zâmbesc, în sfârșit, după atâtea zile, zâmbesc, mă simt bine și mai ales că ne unim cu războinicii, abia aștept alte discuții, sunt convins că vor fi multe discuții, alte povești și cu Dumnezeu înainte. Dan tocmai ne spunea, după ce am terminat consiliul de eliminare, că urmează un consiliu surpriză. Când am auzit treaba asta, mi-am făcut tot felul de filme în cap. Mă gândeam că o să ne spună cum o să votăm, o să ne spună ceva ce nu am mai spus până acum în Survivor. Și sunt foarte curios să aud ce va spune prezentatorul Dan în acest consiliu surpriză. Dar sunt curios să văd cât de greu poate să fie, dacă până acum a fost greu. Cât de greu poate să mai fie acum? Eu zic că nu o să fie greu, o să fie mai distractiv, mai... Mai interesant. Mai interesant, mai intens. Exact, mai intens. Da. Încă n-am aflat, spre exemplu, cum o să fie cu mâncarea, dacă o să mâncăm la comun, dacă o să ne facem aceeași mâncare, dacă o să dormim chiar în același pat. Adică, campul, da, o să fie la comun, clar, dar mai sunt niște detalii acolo pe care eu chiar aș vrea să le aflu. Pentru că, spre exemplu, dacă mâncarea va fi la comun pentru toți, va fi o problemă 100%. Da, dar sunt curios care interesant. E votarea, mă, dacă ies pe mine doi votarea, pe săptămână. Exact. Posibil, posibil. 2, 3, 4 și astea doi. Să fie mai dinamic totul, să fie acum, haos. De unde da, și astea sunt foarte curios. Și jocurile? Sunt foarte curios la votare dacă o să se implice echipele între ele, adică dacă eu o să trească să votez de ai lor. Cred că Dan s-a referit la faptul că atunci când o să ne unim cu toții războinicii și faimoșii, va fi foarte greu pentru că nu o să ne înțelegem. Nu neapărat că ne va fi foame sau fric sau chestii din astea, pentru că prin astea am trecut cu toții și războinicii și faimoșii. Se referea, cred eu, la faptul că nu o să ne înțelegem între noi, o să apară tot felul de certuri, de neînțelegeri și ne va fi greu să trecem peste ele. Bună ziua și bine ați venit în acest consiliu special. Bună ziua. V-am promis unificarea echipelor. Iar voi de-abia așteptați momentul acela, pentru că v-am promis și o masă. Copios? Da. Ne apropiem cu pași repezi de ceea ce va fi finala Survivor România 2020. Veți rămâne din ce în ce mai puțini, până când, la un moment dat, o singură persoană va câștiga titlul de Survivor.
V-am promis unificarea echipelor, v-am promis o masă copioasă, dar trebuie să mai depășiți un hop. Opa. Până acum, doream de la public să voteze doar nominalizații săptămâni. Nominalizați propuși de către echipa care pierdea. De acum încolo, toți veți intra la votul publicului. Uai, de capul meu! Ce tare! Nu cred! Nice! Publicul va rămâne suveran în continuare. Eliminările se vor face tot ținând cont de voturile celor de acasă. Atenție! După jocurile de imunitate pe care le veți avea, echipa care va pierde își va stabili omul trimis la duel pentru voturile publice. Da, bine, și așa. Iar cel care deja are cele mai puține voturi decât cel de-al doilea nominalizat, va părăsi competiția. Astăzi vom deschide liniile de vot pentru toți cei 13 rămași competiți. Welcome to Survivor! Aceste linii de vot vor fi deschise timp de 2 zile. Și pentru o lungă perioadă de timp, doar acele voturi vor conta. Nu va mai fi un alt vot al publicului. Va fi un clasament de la cel mai votat până la cel mai puțin votat. Veți avea în continuare jocuri pentru imunitate și vă veți putea salva. Echipa care pierde însă, fără a ști voturile publicului, nominalizează unul sau doi oameni dacă pierde ambele jocuri. Așa că este foarte important să vă votați favoriții. Voi da startul acestui vot în acest consiliu, iar votul se va desfășura timp de 2 zile. Vă rog, nu votați încă până când eu nu voi da start vot. Dacă vreți ca Asiana să rămână în competiția Survivor România, trimiteți textul Asiana prin SMS. Dacă vreți ca Elena să rămână în Survivor România, trimiteți textul Elena prin SMS. Dacă vreți ca Mihai să rămână în Survivor România, trimiteți textul Mihai prin SMS. Dacă vreți ca Ghiță să rămână în Survivor România, trimiteți textul Ghiță prin SMS. Dacă vreți ca Emi să rămână în această competiție, trimiteți textul Emi prin SMS. Dacă vreți ca Cezar să rămână în această competiție, trimiteți textul Cezar prin SMS. Dacă vreți să rămână Carmen Emanuela în competiție, trimiteți textul Carmen prin SMS. Dacă vreți ca Emanuel să rămână în competiție, trimiteți textul Emanuel prin SMS. Dacă vreți să rămână Carina în competiție, trimiteți textul Carina prin SMS. Dacă vreți ca Andrei să rămână în Survivor România, trimiteți textul Andrei prin SMS. Dacă vreți ca Lola să rămână în Survivor România, trimiteți textul Lola prin SMS. Dacă vreți ca Iancu să rămână în această competiție, trimiteți textul Iancu prin SMS. Dacă vreți ca Alice să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Alice prin SMS. Vă puteți vota favoritul trimițând SMS cu numele lui la 1230. Liniile sunt deschise în Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclus, și se aplică în mod automat. În acest moment voi da start vot. Atenție! Liniile de votare sunt deschise timp de 2 zile. Luni voi spune stop vot. Este foarte important să vă votați favoritul sau favoriții. Puteți schimba destinul celor pe care îi apreciați. Pentru o lungă perioadă de timp se va ține cont doar de clasamentul pe care voi, cei de acasă, îl stabiliți în următoarele 2 zile. Asiana, de ce ar trebui să rămâi în această competiție? Îmi doresc în continuare să fac parte din această competiție. Consider că mai am de demonstrat destul de multe. Sunt convinsă că cei de acasă au văzut o parte din tot ce am făcut aici. Tocmai de aceea, dacă ei consideră că locul meu este în continuare aici,
îmi doresc să mă voteze și să mă susține, pentru că am mai fost la nominalizare și de fiecare dată i-am simțit alături și mi-au dat încredere și curaj. Mulțumesc, Asiana! Dacă vreți ca Asiana să rămână în competiția Survivor România 2020, trimite SMS cu textul Asiana. Elena! Îmi doresc să mă autodepășesc. Așa cum am trecut peste niște încercări, sunt conștientă că pot să merg mai departe. Îmi doresc să fac parte din echipa faimoșilor și să ajungem până la final împreună, sudați și uniți, așa cum ar fi nevoie în Survivor. Dacă vreți ca Elena să rămână în Survivor România 2020, trimiteți textul Elena prin SMS. Mihai, știu că este prima dată când ești pus în această situație. De ce ar trebui să rămâi în această competiție? Personal îmi doresc să rămân în această competiție cât mai mult timp, să-mi depășesc un obiectiv personal. Asta mi-am propus, să ajung cât mai departe în această competiție. Un alt obiectiv personal de-al meu a fost să mă schimb ca și om, un obiectiv pe care l-am atins în primele 2 săptămâni pe insulă. Consider că am fost un om dedicat grupului, în primul rând, și asta mi-am dorit și cu acest gând am intrat în această competiție. Mi-am dorit să îi susțin și să-i ajut cu un sfat bun, să fiu un personaj pozitiv pentru echipa mea, pentru grup. Am rămas mereu cu grupul. Am foarte mare încredere în public, pentru că, la fel ca și la fotbal, dacă oamenii te plac, vin în continuare să te susțină. Dacă nu te plac, te vor scoate afară și, până la urmă, ei sunt cei care se uită la televizor, ei sunt cei care decid și am încredere mare în toți cei care urmăresc această emisiune. Dacă vreți ca Mihai să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Mihai prin SMS. Ghiță! Îmi doresc să fac parte din Survivor România cât mai mult până la capăt. Am venit aici cu un scop și vreau să îndeplinesc. Consider că în continuare mai am de demonstrat lucruri, mai am de învățat lucruri, mai pot ajuta echipa, cât și echipa, dar și pe mine. Și tot ce rămâne de făcut în momentul de față este ca cei de acasă să mă voteze pentru a rămâne cât mai departe și am îndeplinit acest scop. Una peste alta este un concurs și tot ce rămâne de făcut acum ei să mă voteze și eu să-mi fac treaba în continuare în concurs. Dacă vreți ca Ghiță să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Ghiță prin SMS. Emi Alupei, care este mesajul tău pentru public? Sunt reală, nu mă ascund după nicio perdea, spun lucrurile pe nume, consider că mai am foarte multe de învățat în emisiunea asta, consider că mai am foarte multe lucruri de spus în emisiunea asta și Survivor este lecția de viață de care eu am nevoie. Dacă vreți ca Emi să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Emi prin SMS. Cezar, și pentru tine o postură inedită. De ce ar trebui să rămâi în această competiție? Dan, în această competiție am avut 2 obiective. În primul rând să fiu un exemplu pentru toată lumea sau pentru cei de acasă. L-am atins. Al doilea obiectiv, să ajung Survivor. Ăla mai am puțin. Dar Dan, eu am intrat balaur în această competiție și o să plec balaur. Eu nu o să rog publicul să mă voteze, pentru că publicul m-a văzut 3 luni de zile și știe cine sunt. O să las totul în mâinile lor. Dacă publicul decide, băiatul ăla merită să fie acolo și să se ducă mai departe, le mulțumesc anticipat. Dacă nu decid, dacă publicul decide, băiatul ăla a ajuns, trebuie să vină acasă, la fel, le mulțumesc anticipat și las totul în mâinile lor. Dacă vreți ca Cezar să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Cezar prin SMS. Mergem în echipa războinicilor. Carmen Emanuela, care este mesajul tău pentru cei de acasă? Acest joc m-a ajutat foarte mult să mă schimb, atât pe traseu, cât și psihic. Psihic de ce? Mi-am dat seama că am niște părinți minunați, un soț minunat, cărora niciodată nu le-am spus te iubesc. Dar datorită acestui joc și a anumitor oameni, am reușit să spun aceste cuvinte. Te iubesc și înseamnă enorm. Și cred că am contribuit destul de mult sau cât de cât și în această echipă. Cum am putut eu, dar cred că mai am multe de arătat. Și dacă lumea mă dorește foarte bine, dacă nu, iară foarte bine, cel mai important e că familia a auzit cele 2 cuvinte de la mine. Te iubesc! Mulțumesc! Dacă vreți să rămână Carmen Emanuela în competiția Survivor România 2020,
trimiteți textul Carmen prin SMS. Emanuel. Aș vrea să demonstrez în continuare că orice este posibil. Trebuie doar să crezi în gândurile tale și în ceea ce îți propui. Și sunt sigur, pentru că am experimentat chestia asta, totul este posibil. Nimic nu e imposibil. Nu există nu pot, există doar nu vreau. Și consider că a fi războinic, nu neapărat aici în competiție, dar războinic în viața de zi cu zi, pleacă de aici. Și vreau să demonstrez chestia asta în continuare, de asta o să fiu la mâna publicului și sper să mă voteze în continuare. Dacă vreți că Emanuel să rămână în competiția Survivor România 2020, primiteți textul Emanuel prin SMS. Carina! Competiția asta a venit pentru mine, cred că într-un moment în care efectiv nu știam încotro să o apuc. Și cumva niște piese dintr-un puzzle s-au aliniat, au făcut efectiv o imagine completă pentru mine în momentul ăsta. Cred că așa a fost să fie, ca eu să fiu aici în momentul ăsta. Și cred că cei de acasă m-au văzut deja cum sunt, m-au văzut în toate stările mele posibile până în momentul ăsta. M-au văzut când am râs, când am plâns, când am urlat, când am fost calmă. Și cred că eu cel puțin până acum mi-am realizat ce aveam de realizat, dar simt că pot să mă descopăr și mai mult, pot să surprind încă în competiția asta și chiar mi-aș dori din suflet să văd ce mai poate rezerva viața în momentul ăsta, ce îmi poate rezerva competiția asta, cum mă mai poate surprinde. Și chiar m-ar ajuta cei de acasă dacă cumva se regăsesc în mine, dacă mă plac, dacă vor să mai râd pe aici, să mă voteze. Dacă vreți să rămână Carina în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Carina prin SMS. Andrei? Mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție și când am plecat de acasă am plecat cu un singur gând, să lupt pentru culoarea asta albastră. Prin venele mele în continuare curge sânge de războinic. Am fost eu, am fost sincer, am fost real, mi-am dat sufletul pe tavă. Vreau să aduc trofeul acasă, vreau să aduc trofeul pentru războinici. M-am descoperit, am fost același Andrei Ciobanu ca și acasă. În continuare vreau să lupt pentru echipa mea, vreau să lupt pentru fiecare războinic de acasă care crede în noi și pentru care noi suntem un exemplu real. Am râs, am plâns, am iubit. Am câștigat foarte multe, foarte multe mi-a dat competiția asta și simt că trebuie să-i ofer și eu din ce în ce mai mult. Începe o nouă etapă, îmi doresc să fiu aici și îmi doresc ca oamenii să creadă în continuare în mine pentru că au mai făcut-o odată și le mulțumesc din suflet și vreau ca toți cei de acasă care au suflet de războinic să mă voteze. Dacă vreți ca Andrei să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Andrei prin SMS. Lola! De ce ar trebui să rămâi în această competiție? În primul rând aș vrea să mulțumesc publicului. Publicul a fost cel care m-a salvat de două ori. A doua oară a fost o victorie cu o înfrângere. Am râs și am plâns în același timp. A fost Emanuel cel care mi-a spus următoarele cuvinte. Dacă publicul te-a vrut în această competiție, e cu un scop și trebuie să le demonstrezi. Cred că am demonstrat până acum, nu știu dacă mai am eu ceva de demonstrat pentru mine, pentru colegii mei, pentru publicul de acasă, pentru că în 3 luni ne-am arătat exact cum suntem, dar am zis-o de la început, nu sunt aici pentru marele premiu, sunt aici să ajut un războinic să fie marele premiu. Și de asta vreau publicul să mă voteze și să-l voteze și pe acel Survivor România 2020. Publicul cred că știe la cine mă refer eu și vreau să-l ajut să meargă în continuare și să vină cu premiul acasă. Mulțumesc! Dacă vreți ca Lola să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Lola prin SMS. Iancu, de puțin timp aici, de ce vrei să rămâi în această competiție? Chiar asta voiam să spun și eu, că nu sunt de la începutul competiției și oarecum, cred în vorba asta, nimic nu e întâmplător. Iar dacă eu am venit aici pe parcursul competiției, cam la jumatea competiției mai exact, cred că n-am venit întâmplător și am venit cu un scop.
Și scopul ăsta vreau să-l duc până la capăt. În pieptul meu bate o inimă de războinic. O să lupt până când publicul mă va scoate afară din emisiune, până la ultima mea suflare, ca să zic așa. O să dau totul pe teren, totul pentru echipa mea. Și sunt la mâna publicului de acum. Sper că el să vadă cel mai bine cine merită să rămână aici. Dacă vreți ca Iancu să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Iancu prin SMS. Alice! Vreau să subliniez că chiar dacă am venit de la jumătatea competiției, mi-a fost foarte greu. Vreau să recunosc asta, în continuare îmi este. Cred, cum a spus și Iancu, că poate am venit cu un scop aici. Și aici am realizat cât de mult pot să-mi iubesc familia și cei care sunt acasă. Mă bucur din tot sufletul meu că am realizat asta. Și cei care vor să mă păstreze în competiție, îi rog să o facă. Dacă vreți ca Alice să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Alice prin SMS. Ați auzit cuvintele celor 13 concurenți rămași în competiție. Dacă printre ei aveți favoriți, trimiteți numele lor prin SMS la 1230. Liniile sunt deschise în Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful este de 1,19 euro per SMS, TVA inclus, și se aplică în mod automat. Vă reamintesc, votul acesta va fi deschis pentru 2 zile și va conta enorm în această competiție. Pentru o lungă perioadă de timp, clasamentul pe care voi cei de acasă îl realizați în aceste 2 zile de vot va fi singurul care va conta în eliminarea concurenții. Cam atât cu veștile. Urmează ceea ce așteptați de foarte mult timp. Urmează masa de unificare a celor două echipe. Masa în care vă veți bucura. De bunătăți, timp de relaxare și de haine curate. Pentru voi cei de acasă, nu uitați însă că este foarte important să vă votați favoriții și să trimiteți SMS-uri cu numele lor. Dacă vreți ca Asiana să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți SMS cu textul Asiana. Dacă vreți ca Elena să rămână în Survivor România 2020, trimiteți textul Elena prin SMS. Dacă vreți ca Mihai să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Mihai prin SMS. Dacă vreți ca Ghiță să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Ghiță prin SMS. Dacă vreți ca Emi să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Emi prin SMS. Dacă vreți ca Cezar să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Cezar prin SMS. Dacă vreți ca Carmen Emanuela în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Carmen prin SMS. Dacă vreți ca Emanuel să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Emanuel prin SMS. Dacă vreți să rămână Carina în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Carina prin SMS. Dacă vreți ca Andrei să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Andrei prin SMS. Dacă vreți ca Lola să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Lola prin SMS. Dacă vreți ca Iancu să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Iancu prin SMS. Dacă vreți ca Alice să rămână în competiția Survivor România 2020, trimiteți textul Alice prin SMS. Acesta a fost consiliul special pentru voi. Acestea au fost veștile. Ne revedem la masă, la masa de unificare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.